de ocazie. Mă numesc Ștefan Alexandrescu, am un blog cam de un an. Mă consider începător, că mai am foarte, foarte mult de învățat pe chestia asta. analyticvision.wordpress.com. Și mă interesează să vând în format electronic e-book-uri pe care să le scriu eu. Și pe care să le promovez, realizând articole pe care să le public în directoare de articole, la nivel internațional. Deci, blogul meu în limba engleză, cumpărătorii vor fi automat tot în limba engleză. M-am gândit să scriu o serie de articole care să promoveze cărțile pe care vreau să le scriu. În general, scriu despre aspecte care de dezvoltarea personală, stabilirea obiectivelor, atingerea scopurilor, de genul ăsta. Și ce am făcut până acum a fost să scriu o serie de articole care aveau o serie de trimiteri, să zicem, erau articole de sinteză, trimiteau, de exemplu, dacă te interesa să citești despre un anumit subiect, făceam o căutare și în România, și în România, și în afară, pe care sunt aspectele relevante pentru subiectul respectiv și încercam să fac, să zicem, articolul respectiv un fel de not de pornire foarte bun spre, să zicem, cine ar putea să ofere resurse pe chestia respectivă. Ce m-ar interesa să fac pe viitor ar fi să îmbin acest aspect, deci să fie tot, să zicem, ceva care să fie să se bazeze foarte mult pe trimiteri, dar care să aibă și viziunea mea, să zicem, de ce eu cred că, de exemplu, referințele astea sunt mai bune sau tehnicile astea, nu știu, sunt mai bune pentru că nu știu cum. Ce am făcut până acum a fost să monitorizez cam pe ce cuvinte cheie intră oamenii pe blog. Am observat că pun tag-urile destul de bine. Din punctul meu de vedere, oamenii care intră pe blog după cuvintele pe care, care mă interesează pe mine, într-adevăr, reușesc să ajungă la articolele respective. Am avut niște referințe de la un care a dezvoltat o afacere bazată pe coaching, e un antreprenor din Marea Britanie. Am dat multe link-uri pe Twitter la articole scrise pe blogul meu. Am persoane care îmi citesc blogul din Statele Unite, nu știu, din Europa, deci oricum, cam din toată lumea. La momentul de față am ceva în genul 40-50 de cititori unici pe zi. Scriu cam cu o regularitate de vreo un articol la vreo două zile. A fost chiar o situație în care cineva mi-a zis, hei, s-a întâmplat ceva, n-ai mai făcut nimic de 3 zile. Am zis, ok, e clar, cineva chiar e interesat de tot ceea ce scriu. Și primesc comentarii în mod frecvent. Acum, ce m-ar interesa ar fi alte sugestii, deci cu ce aș putea să combin ceea ce vreau să fac. Adică să zicem, ok, scriu un articol, îl public într-o sumedenie de directoare de articole, într-o serie de portaluri, ce aș putea să combin asta pentru a face cât mai eficient? Deci pe mine mă interesează să pun cărțile respective în format electronic, în vânzare, în PayPal, ceva în genul 4-5 euro pe carte și să vând, hai zicem, un interesat de dezvoltarea personală. Pe tag-uri, hai zicem, pe cuvinte cheie, se pare că reușesc cel puțin din experiența de până acum să aveți suficient de bine. Cărțile pe care le ai acum, au două lucruri. Unique Selling Proposition, ce are cartea ta și nu are alte cărți. Da. Și Value Selling Proposition, care sunt avantaje cărților tale în general. Poate să le aibă și alte cărți. Okay. Poți să-mi zici care e USP și VSP la tine? Nu, nu poți. Dar dacă să mă gândesc acum, ar fi următorul lucru. Asta e o problemă care ține și de diferențiere. Aduce o sinteză și aduce și o gândire critică și analiză în același timp. Deci, știu să aleg ce e potrivit pentru tine să citești despre subiectul respectiv. Cam asta ar fi Unique Selling Proposition. Așa, deci tu vrei să faci bani, nu? Bani e idee. Să faci bani din chestia asta. Da, da. Așa. Propunerea mea. Faci o listă? Până acum ai făcut o listă? Adică am făcut o listă pe subiectele pe care vreau să... Nu, o listă de oameni, subscriber. Care bonat. Să subscrie la o listă de mail-uri de-a ta. Nu. Imediat. Deci, fă o listă. În primul, cum faci? Pe blog. Așa începi. Îți pui acolo un...
din ăsta un form de subscribe în care, să spunem, tu faci un PDF de 10 pagini. Așa. Așa, în care oferi... Ai deja. În care oferi niște insight-uri despre business-ul care îl faci, bla bla bla. Ok. Așa. Și le spui, uite, exact, un white paper. Free report despre chestia asta dacă îmi puneți mail-ul. Mail-ul. Te înscrii pe AWeber sau PyContact, care e undeva la genul, nu o să ai la ce cu foarte mult. Nu știu, dar e mai, este și varianta mai ieftină. 20 de euro, dar o să faci înapoi banii ăștia. Și faci o listă. Toți care sunt cât mai mulți, acolo îi trimiți. Deci am încercat o bază de date. Faci o bază de date. Apoi, din toate PDF-urile tale, încearcă să faci un produs. Adică o carte mai mare, care să ofere mai multă valoare, mai mult, care oamenii chiar să vrea să plătească pentru chestia respectivă. Ei, făcând cartea respectivă, le-o vinzi cu, să spunem, 15-20 de dolari la subscriber. Dintre, dacă conținutul pe care îl ai e foarte bun și, cum ziceai, oamenii sunt foarte interesați de ceea ce fac. Păi da, am primit deja confirmare pe chestia asta pe blog, adică foarte bine chestia asta, înseamnă că o să-i vândă cartea. Oamenii o să înceapă să cumpere cartea, o să încep să faci bani. Faci un produs mai de calitate, începi separat, adică separi. Îți faci lead capture-ul, o pagină separată și începi să promovezi mai mult, adică începi să cumperi AdWords pentru pagina respectivă. Și tot la fel îți crești și... Cum îmi aleg cuvintele cheie pe care le folosesc pentru AdWords? Cuvintele după care mă găsesc cu oamenii respectivi. Deci eu practic o să am două categorii de oameni. O să am oameni care vin prin publicarea articolelor și în alte părți, o să am subscriberii prin RSS și o să am persoane care sunt abonate la site prin newsletter sau ceva. Cel mai bine să spun așa, de unde să încep e, gândește care este problema pentru care cartea ta este răspunsul sau documentul tău și acolo nișa respectivă caută cuvintele pe care le cumpăr la Google. Pe care pornești, exact. Ei, în momentul în care vezi câți din cuvinte, de pe cuvintele cheie respective și completează formularul și îți dau mail-ul respectiv pentru mail-ul lor pentru a primi free report-ul ăla pe care îl faci. Ok, cum automatizezi chestia asta ca oamenii care intră în baza mea de date, asta se face prin AWeber? Faci un... Nu notezi toate chestiile astea, un autorisponder, exact. Așa, care automat, după ce s-a înscris, să spunem, îi trimite un mail de mulțumire, pe urmă, după 3 zile, îi mai trimite un report. Asta e ideea, cum să îți antrenezi cât mai mult adică subscriberii la listă, astfel încât să-i pregătești pentru momentul ăla în care l-ai trimis către pagina în care să-ți cumpere cartea ta despre, să spunem, ce? Dezvoltare personală. Da, până acum am în minte, deja am început să scriu pe chestia asta, pe stima de sine și pe atingerea obiectivelor. Deci astea o să fie primele două topicuri. Ideea e următoarea. Vreau să știu dacă e o idee bună să fac două site-uri separate sau să merg în continuare să scriu despre chestiile astea pe blogul meu. Pentru că o să fie mai multe subiecte. Acum, problema e următoarea. Eu nu mă pot ocupa de foarte multe bloguri în același timp. Începutul e bine să faci dintr-un singur punct. Ok. Adică, deci, nu încerca să începi cu foarte multe direcții de la început. Du-te pe o singură direcție și, de exemplu, despre self-esteem. Și începi, faci free report-ul respectiv, îți încerci să-ți construiești lista de oameni la care le trimiți conținut bun și după, să spunem, o lună, două, le faci propunerea de set și nu o vinde cu 4 dolari, pentru că nu o să-ți cumpără, să-ți cumpere, oferă valoare, adică, cum să zic, ideea următoare, oamenii sunt așa, îți vine munca pe care o depui, dacă o să vin ieftin, nu o să vin. Asta e, pentru că până o să zică 4 dolari ala, nu înseamnă că nu e mult mai mult decât îmi oferă. E, în momentul în care îmi dă 99 sau 99, da, normal, normal, așa o să
înțeleagă, da, uite, aici cred că e ceva mai de calitate și asta spun că pe parcurs, spunem după un an, îți faci produse mai bune, eventual și cu video și cu audio și cu... cu interviuri, cu alte comunități, Nu știu, chestii din astea, dar asta chestii din astea, dar aici sunt primul de greșeli. Eu mă gândesc la următorul lucru. În momentul în care oamenii ajung, să zicem, pe site-ul meu, au o fereastră de, nu știu, maxim până 15 secunde și vă dar asta dacă interesează chestia aia sau nu. Eu cred că e mult mai ușor să vinzi ceva care nu solicită o investiție atât de mare, decât să vinzi ceva care stai așa, să mă gândesc, adică, mă gândesc că, de exemplu, dacă aș primi o ofertă de genul că cumpără cartea asta, costă $4, cred că aș zice mult mai curând, da, fără să stau să mă gândesc, dar dacă am costat vreo 20 de ore, îmi zice că așa, că trebuie să mai investez în ultimul, dar încă vreo câteva minute bune ca să stau să văd dacă merită să cumpăr cartea asta. Și așa m-am gândit că s-ar putea să fie mult mai mulți potențiali cumpărători ai cărții, decât dacă aș încerca să vând puteri. Exact, asta ți-a zis că faci lista. Pentru că tu nu-i faci sales propose, nici un sales proposal exact atunci. Tu atunci îi oferi ceva gratuit, care deja în ochii lui ai crescut și i-ai oferit valoare fără să plătească, doar că ți-a dat un email. De asta zic că sales proposition trebuie să fie undeva mai departe. Da, exact. Deci undeva mai departe. Deci nu o trimiți exact în momentul în care el vine. Dacă ai un sales letter, foarte bun, să spunem în momentul în care deja ești cunoscut, ai o listă foarte mare și ai clienți dintre cei care au cumpărat deja de la tine și să spunem îți faci un referral, ai o listă de 4, 5.000, 6.000, 10.000 de subscriberi, automat atunci poți să faci un site, un sales. Știi cum sunt cele de clickbait? Exact, cu testimoniale, cu toate sales pitch-urile care se fac. Sunt foarte multe, dar în general ți-aș recomanda să angajezi un copywriter care se pricepe pe chestia asta. Și eu să externalizez acest lucru. Asta nu trebuie să te gândești acum. Acum tu asta trebuie să faci, să îți crești o listă pe care să o monetizezi puțin mai târziu. Pentru că dacă tu, exact cum îmi ziceai, automat eu vin pe site la tine și tu o faci să-ți cumpăr cu $4, dar nu plătești nici $4 pentru că nici nu te știu, nu te vei, dar în momentul în care deja mi-ai oferit foarte mult conținut de calitate de-a lungul unei buni, două săptămâni de tine, vezi cum funcționează cel mai bine, automat îți dai seama că eu am încredere în tine și chiar vreau să cumpăr ceva, sunt sigur că o să-mi oferi o calitate mult mai mare decât dacă m-aș fi dus undeva unde chiar nu știu despre ce e vorba și... Înțeles. Mersi. Am și o subiect pentru că poți să încerci la fel de referite. Da. Ok, aș vrea să... Deci e clar că sunt... E un subiect de interes. Și de zi și în România, dar și în afara României. Și atunci da, dar oamenii în România nu faci bani fără în România. Ok. El zice, nu o să faci bani. Dar ai o opțiune. O opțiune ar fi, ok, plătește cât crezi tu pe chestia asta. Este experimental. Vezi ce ți aduce. S-ar putea să fie surprinzător. S-ar putea ca cineva din afară să-ți ofere $60, să zicem, și tu să-i ceri 20. E chiar... E un beneficiu pe care tu nu-l speri, dar s-ar putea ca cineva din România să fie mai cârcit sau să mai avea încredere la început, să-l dea $2, dar ai câștigă de client, știi? Deci, da. Și poate așa ajuns la 6.000, 10.000. Da. Da. Înainte să dezvolt site-ul, mulți deja de afiliți fac pe newsletter o secțiune de question and answer, știi? În care să-i pasă să citească newsletterile tale. Că dacă te se înscriu, de exemplu, spune tu nu te-ai venit 3 luni de zile, eu cum încă de tine. Da. Dacă le amintesc săptămânal că tu existi pe acolo și că mă fac, hai, vede, pune întrebare. Am venit cu prietena mea azi, asta cu așa, da, asta, mi-a plăcut de mine, tu de eu răspund și acolo și încerc să-i analizez în discuție, deja crezi o comunitate acolo.
dacă de când comentarea asta vine Olivian cu o carte, sunt mult mai dispusă cu o carte de Olivian, că-l cunosc și că am vorbit pe aici, decât dacă mi-ar oferi eu direct fără să-l cunosc. Da, și cum să monetizezi la început? Deci exact ca să spun cum să faci pas cu pas. La început faci lista ca să-ți, să spunem, fidelizezi cititorii blogului. Pentru asta e prima idee. Și mereu tu oferi la listă, să spunem, posturile de pe blog, îi anunți că uite, am mai făcut postul ăsta pe blog, plus să spunem, le mai ofer câte un free report o dată la o săptămână sau la două săptămâni. Și de monetizare, poți să-i monetizezi cu Amazon Books. Deci, affiliate marketing pentru automat, în nișa asta, sigur, sunt cărți. Da, și automat asta e, să spunem, starting point-ul tău ca să faci niște bani în chestia asta, pentru că o să fie costul de hosting, costul timpului tău care va fi destul de mult, destul de mare și costul AWeber-ului, autoresponder-ului. Da, bine, cu hosting am rezolvat, adică am hostare undeva în Germania, e destul de ok. Da, în fine, sunt costuri până la urmă, acolo să spunem, nu știu, mai, da, sunt costuri. Și ca să ți le acoperi costurile respective până reușești să, spunem, să faci bani mai mulți, exact prin chestia asta, cum să-ți monetizezi lista. Eu le recomand câte o carte în fiecare săptămână la lista ta. Sau faci un review la câte o carte? Da, exact. Sau faci un review, spui, uite, am citit cartea asta, exact cum ziceai tu, că le recomanzi, exact. Și le spui, uite, autorul ăsta are cărțile astea, cele mai bune sunt. Pa. Și automat ei vor cumpăra, sunt sigur, de chestiile astea, pentru că e o nișă foarte targetată și dacă oamenii le oferi conținut de calitate, pun preț pe recomandările tale și o carte pe Amazon din $10-$12, da, automat. Și poți să faci, să spunem, 100, 200, 300, 400 de dolari foarte ușor, fără să te chinui mult și să nu ai chestia să faci produsul până ți reușești să îți creezi produsul. Ca specialist în ceea ce faci, adică nu decât mi-ai spus, trebuie să poziționezi obiectiv față de piața de dezvoltare personală, vede, văd ea că tu mai începi să citești, cunoști așa unul care s-a putut să fie o carte, văd, da, văd că, da, un fel calitate, înainte să fiu încerc să fiu. Da, mi s-a spus că sunt documentat, da. Da, exact. Eu, asta e ideea. Tu să oferi calitate lor prin conținutul tău și recomandările tale vor conta foarte mult. Deci vreau să fac o recapitulare a... Stai că mă înșel. Bun, deci acolo am multe lucruri. Da. Dacă e, spuneai că ai un site și ai întrebat la un moment dat dacă să-ți faci un site nostru să lucrezi pe site respectiv. Da. Sugestia mea ar fi să folosești cât mai mult de site pe care deja ai. Dacă nu e un site care intră în puternică o contradicție cu tema noului site, poți să faci un folder pe site-ul tău și să pui noul site acolo. Asta ar fi sugestia mea, dar tu faci până la SEO. Bun. Care e riscul dacă nu fac asta? Dacă nu faci asta, o iei cu noul site de la zero. Da? Trebuie să-l crești ca și când ar fi instalat. Dacă faci un subfolder pe aia... Pot să pun, adică pe blogul meu, pot să pun anunț și să dau la toată lista, uitați că s-a... Da, dar Google nu știe asta. Nu, nu, nu! Ce crezi că o să facă toată lista? Lumea este, cred că o să dea link. Toate link-urile care da. le ai acum la site tău, da? Corect. Crezi că o să arăți. Asta e problema. Pe de altă parte, nu e atât de profit. Ar fost mai profit să ai site-ul nou să fie www.ceva. Ideea e până crești. În momentul în care crești și ești deja, să spunem, cineva, ai o listă mare și crezi că e timpul... crezi că e timpul să mergi la pasul următor, adică să ai un produs exact gen cum sunt toate pe Clickbank sau așa, merită atunci să investești într-un site care da. Să ai un sales letter profesionist făcut acolo, să conțină toate prostiile de sales, toate șmecheriile care, într-adevăr, exact ce spuneam, tu vii pe site-ul ăsta și când ai văzut site-ul, mă vezi ca un profesionist, chiar dacă poate nu sunt, dar din cum e făcut sales letter-ul și site-ul și toate materialele care sunt acolo, te convinc că tu ai o problemă, adică eu am soluția la problema ta. Ce se întâmplă dacă... Eu nu fac vânzări native. Da. Care este sugestii generale? Te-am întrebat despre USB și USB și în opinia mea ar trebui să fie foarte clar pe site. Da.
cuiva, deci nu o să scrie acolo VSP-ul meu este și VSP-ul da, meu master, dar să spui, cărțile mele respectă următoarele lucruri. Sunt scrise într-o engleză decentă, sunt nu știu ce, sunt nu știu ce. Astea sunt lucruri pe care te aștept să le găsești într-o altă, în orice altă carte, dar îți menționează-le ca avantaj. Da, am să fac o pagină separată pe chestia asta. Ok. Iarăși ar trebui să ai niște unique selling proposition, să spui ce au cărțile tale și ce nu au. Trebuie să gândești foarte bine la lucrul ăsta. Apoi mi-ar fi fost de folos pe site-ul tău să găsești niște garanții. De exemplu, spui de abonare la newsletter, da? Și ți-a recomandat abonare la newsletter. De abonare la newsletter ar trebui să văd două lucruri. Pe de o parte, să văd toate newsletterele pe care le-ai trimis până atunci și cu ce frecvență, care eu să-mi dau seama, uite domnule, așa o să arate cu arhivă și să-mi dau seama în arhiva respectivă cât de frecvent trimiți și cam cum arată newsletter. Și iarăși în pagina în care spui de ce să te abonezi la newsletter, să-mi dai niște garanții. Să garantez că adresa de e-mail a mea nu va ajunge pe mine o spamă. Să garantez că îmi trimiți newslettere numai rar de și numai des de. Îmi dai niște termene de genul ăsta. Să fie foarte clar că nici nu o să mă bombardez, dar nici nu o să uiți de mine, nici nu o să-mi devin cine. Dacă îmi răspund la lucrurile astea, o să am mult mai mare încredere să mă abonez la adresa ta de newsletter. Bun. Legat de carte. Nu încerc să-ți plătesc. Și eu spun, mă, poate n-am auzit de tine. Și zici, plătește că o să punești o chestie magică. Și eu aș vrea, înainte de a face lucrul acesta, să știu niște lucruri. Mi-ar fi de plus, hai să spun ce lucruri gratuite mi-ar fi de plus de la o carte. Înainte să plătesc. Deci, mi-ar fi de plus să vă doresc să văd toate cărțile tale. Și la fiecare să ai un sumar. Dacă ăsta ți se pare prea așa, poți să pui doar întrebările pe care îmi răspund. Deci, citind cartea aceasta, ți se va răspunde la întrebarea. Ce să nu știu ce, cum să nu știu ce, de ce, să răspund la o listă de întrebări care răspunde carte. Dacă poți da una dintre cărțile tale, mai este o buță. Poate ai o carte care așa. Să o dai capi și să zici, uite, asta e o carte pe care îi gratuită, nu este la nivelul calitativ la cărți tot plătit. Este o carte scrisă mai veche și poate nu e așa de actualitate, dar îmi ofer gratuit. Ce vă ofer acum e mult mai bun, mult mai tare, mult mai scurt și vă va rezolva probleme. Dacă poți să faci o chestie de genul ăsta. Poți să te gândești să oferi primul capitol la unei cărți gratuit. Care zici cineva de o idee să vând cartea pe capitole? Exact ce s-a spus mai devreme, adică să scrii articol după articol și să le adaugi într-o carte în care să ai o idee, încep de aici și sfârșesc acolo. Deci astăzi scriu un articol pe tema următoare, mâine sau peste săptămână. Îmi dai puțin? Nu, se vede în recomandările voastre că le gândiți foarte Amazon style, adică cum scriu eu o carte fizică și cum o promovez și cam astea ar fi pitch-urile de promovare, deci pentru o carte hard copy. E, tu trebuie să te gândești din cartea e-book, partea digitală. E puțin diferit cum reacționează oamenii pe digital față de... Deci, ți-aș recomanda să te uiți cum să promovezi o carte pe Clickbank și să cauți, sigur, găsești, sunt foarte multe bloguri, și să citești cum promovează oamenii produsele respective. Sunt mai puțin importante chestiile pe care ți le spunea Olivian. Deci, ele într-o campanie de promovare a unei cărți hard copy care se cumpere de la librărie, sunt foarte importante chestiile respective. E, într-o campanie de promovare a unui e-book, e puțin diferit. Azi, exact din chestia asta, prin chestia asta trebuie să-l atragi pe utilizator să-ți cumpere, oferindu-i foarte multă calitate de-a lungul unui timp, automat el are încredere, chiar dacă nu neapărat îi spune eu, uite, asta o să fie mult mai bună decât ce ți-am, o calitate e mult mai mare la cartea asta care o pun eu acum pe masă și ți-o vând ție decât ce ți-am spus înainte. Eu pot să-ți pun exact ce am scris înainte și să-i dau un alt context, puțin scrisă diferit, și spun eu că toți o să spună, wow, ce tare, deci ai fost super tare. Nu suma pe cea americană, greșit, dacă faci asta. Asta e ideea, deci nu trebuie să... Olivian ți-a dat din punctul de vedere a unui om foarte citit, adică a unui expert în nișa ta.
tu gândește-te că nu te adresezi oamenilor respectiv. Cu oamenii respectivi trebuie să fii prieten și să faci networking, nu să le vinzi produsele tale. Tu trebuie să te adresezi omului care, să spunem, are un self-esteem foarte prost și e foarte disperat să își găsească soluția la problemele lui. Exact din chestiile astea. Și el nu se mai stă și se mai gândește că mamă, oare îmi oferă mai multă calitate? Dacă tu i-ai oferit calitate pe o perioadă de timp și i-ai dat-o gratuit, îți spun în momentul în care scoți o carte și îi spui că asta e, are răspunsul la toate întrebările tale și chiar dacă tu le-ai dat până acum răspunsul la toate întrebările lui și îi ceri niște bani, el o să zică într-adevăr, aceasta a fost cea mai bună carte, mult mai bună decât tot conținutul pe care mi l-ai oferit până acum. Asta dacă l-ajungi și conținutul ăla care trebuie să-l convinge, cu articol și la chiar. Asta e ideea. Conținutul vechi trebuie să te ajute să vinzi conținutul nou. Bă, zic că dacă conținutul vechi te ajută pe, nu știu, faci ghid personal cum te vorbim 30 zile, nu știu, o zi, balet, o zi, ce faci. Da, și asta trebuie să și dacă l-ajută pe aia, zice, până din chestia asta am obținut, nu știu, eu pot spune că aș face o carte de cum să faci bani în 50 de zile. Și dacă dau un preview la primele două zile și deja fac 50 de euro, îmi zice, mamă, în 2 zile am făcut 50 de euro, mă trage de eu fac 50 de mii de euro, deja le ofer calitate, știi? Să le demonstrez că ceea ce spui, de fapt să-și demonstrez ei singur că ceea ce spui e valabil. Dacă o să vezi de cele mai multe ori la toate produsele astea de pe Clickbank, în general am cumpărat foarte multe, că au chestia asta de 30 de zile banii pe și îi cumperi, vezi ce vin, care e sales point-ul, ce îți oferă după ce cumperi și până poți să îi dai înapoi, cer banii înapoi în 30 de zile, acum chiar mi se pare că sunt 60 de zile. Da. Și în felul ăsta poți să înveți, să spunem, de la concurența ta. Că sunt sigur, sunt foarte mulți pe chestia asta de coaching, life coaching, da, și alte chestii de chicken nișă. Plus, dă-mi mie. Deci, ce aș face la cărțile de dacă ai o, poți să ai o soluție, să ne semnezi cumva. Să vezi, ai vândut cartea cuiva, tipul ăla nu știu pe torent sau pe scaun de sus sau nu știu ce. Și poți să vezi din semnătura pe care ai uitat un Excel, dacă poți să afli așa ceva, să vezi care e ăla care ți-a dat cartea mai departe și la ce. Persoana ești bine să nu mai vezi. Da, da. Asta oricum e... Nu încerca să-i vinzi pe piraterie. Se întâmplă sigur. Dacă faci o vânzare, trimite un e-mail sau două care spui, ai 20% la reducerea la cartea viitoare, dacă scrii și niște cuvinte, poți să scrii de bine și de rău, ți-a părut cartea. Dacă faci chestia asta, dau 20% la cartea următoare cum o să fac. Și chestiile, și gândește-te în momentul în care i-ai vândut unei persoane, persoana aia e cea mai valoroasă pentru tine pe viitor. Deci să-ți sortezi lista după ce, să spunem, ai făcut prima dată, ai încercat să vinzi produsul. Îți sortezi lista, o transformi în lista de cumpărători, lista de prospecți, lista de abia înscriși. În ce formată să gestionezi lista respectivă? Deci eu... îți generează, îți poți gestiona în CSV și exportă, dar acolo se păstrează și acolo tu stabilești exact, e foarte tare și tracking-ul e foarte mișto, deci vezi exact care... Spuneți că e foarte ușor pentru voi, dar eu n-am mai făcut niciodată. Nu, nu e, deci e foarte user-friendly, e mai ușor decât Google Analytics și o să vezi exact care îți deschid mai repede. Mai mult, care sunt cei care îți deschid mai des mail-urile, pentru că o să vezi din, să spunem, 1000 de subscriberi, o să ai undeva la 30% poate deschiderea unui mail. Unii nu-l găsesc, unii nu-i mai interesează. La prost, dacă găsesc 10%. Da, într-adevăr, depinde de nișă. Am văzut cazuri în nișe în care era 100% sau 90% și se întrebau de ce cei 10% nu deschid mail. Ai fi surprins, depinde foarte mult de nișe și o să vezi că sunt mulți care se întreabă de ce nu cumpără toți. Dacă s-au înscris pe mail, înseamnă că sunt interesați de ce nu cumpără, că le-ai oferit foarte mult. Ăștia sunt foarte diferiți toți cumpărătorii, dar tu trebuie să stabilești așa, cum să zic, un pattern al lor, să vezi cum se comportă al comportament, să vezi cum se comportă la diferite mesaje pe care le primiți. Trebuie să te transformi într-un e-mail foarte bun.
poate. Okay, și zic că poți să faci foarte mult bani. Deci, ca recapitulare a tuturor sfaturilor și sugestiilor primite până acum. Trebuie mai multe de uit, dacă am uitat ceva. Am nevoie să mergem în continuare pe blogul pe care l-am. Da, cel puțin la momentul de față. Să cumpăr cuvinte cheie o subscripție de muncă. Nu știu dacă e timp să începi să îți ai și trafic cumpărat. Încerc să faci rost de link-uri, să mai crești în motoarele de căutare. Da, exact. Încearcă să te duci pe formuri de nișă. Pentru că acum, nu știu dacă prin traficul care l-a aici poți să te convertești foarte ușor. Pentru că tu trimiți pe un blog, sunt foarte multe chestii care pot să te atragă atenția și nu poți să-i canalizezi către de scriere. Poți, de exemplu, să faci o pagină separată pe blogul tău care nu ai un layout pe blogului, doar tu un text call to action, pune formularul și să-i spui în textul respectiv, uite, problema ta e asta, sau beneficiile dacă downloadezi acest prin port, și ai 5 bolturi, 5 buleturi, și în care îi spui că poți să-ți rezolvi problema acum, și acolo să trimiți paper clip. Deci, formularul respectiv îl pun pe site, iau datele persoanelor pe care le dorești să fie într-o bandă de date, le trimit newsletter cu report pe un demo, să zicem, pe ce am făcut mai înainte, să zicem, care se oferă un incentiv. Îmi păstrez la curent cu articolul pe care le scriu și îmi produc newsletter, ca să am înțeles că poate automatiz la parte ușor. Și apoi, după o anumită perioadă, două, trei luni, da, le trimit oferta pentru situația respectivă. Eventual, aș putea să încerc o chestie de lume, o anumită perioadă, o să vezi ce scrie pentru că am văzut cam cât ar fi doar nu știu dacă nu pot rog. Încearcă tu, că punem o lansări doar pentru jumătate de așa. Îi trimiți cu, deci îi trimiți în contextul în care ziceam așa, cu prețul respectiv. Și vezi ce, care e riscul. Și doar lor să le dau accesul la casa respectivă, nu? Nu e ideea că doar lor, doar nu le spun despre casa respectivă. Așa, că e posibil și ceilalți, dacă vezi în China, să mai audă, da? Ei le-au primit încă. Sau, de exemplu, poți să o faci în genul, costă nu știu cât și chestia asta trebuie să o adaug și e discounted timp de 30 de zile, poți să o cumperi cu 29 loc de 49 la genul ăsta, dar aici trebuie să te mai gândești și să te mai documentezi cum să faci politica de preț. Dar ce îți recomandă, de exemplu, ca să vezi cum ar trebui să te adresezi subscriberilor, înscrie-te de câteva zile și te-aș recomanda să înscrie pe lucra lui Barry Marshall, chiar dacă e de moarte cu el dorește, dar vede exact cum interacționează. El trimite și mesaje despre blog posturile pe care le fac, trimite și mesaje despre alți marketeri pe care îi recomandă. Și exact genul ăsta să faci și foarte bine, până și așa. Asta în momentul în care deja ai o listă, pentru că deja ai o listă, adică 1000-2000 de subscribe, în care deja ți-au dat un feedback foarte bun pentru produsul tău. Ce aș încerca, ce aș recomanda, nu te duci de aici, încearcă să faci niște joint venture cu alți oameni din nișă care au tot pe genul ăsta de cărți. Pentru că, îți spun, în general, oamenii sunt deschiși pentru așa ceva, mai ales... Cum ar trebui să vorbim de joint venture? Te duci
la respectivul din nișă și spui, uite, eu am venit la asta, am produsul ăsta, pot să-ți ofer, să spunem, 50% o valoare a vânzărilor. Deci din valoarea fiecărei vânzări, da, da, ofer 60 sau 75%, da, 90%. Da. Gândește-te că tu, în momentul în care el a făcut o vânzare, chiar dacă tu îi dai lui toți banii, subscriberul lui a devenit subscriberul tău. Și omul ăla tu poți să-i mai vânzi mai departe. Deci cu asta poți să-i zici, dacă chiar, să spunem, tu nu mai avea niciun selling point către el și ai spui, uite, eu îți dau 100%, am o carte foarte bună, eu dai, îți dai seama să o citească, să vadă ce-i oferi, așa, și îți dau 100% din ăsta, vânzări. Nu mai promovează către lista ta, către clienții tăi și produsul meu. Și automat o să vezi că foarte mulți o să vrea, dar nu îți recomand să te duci cu 100% de la început, încearcă cu 50% sau 75% în funcție de, și aici contează foarte mult, deci când te duci la un JV, trebuie să ai un, o politică de preț perfectă, pentru că el o să te întrebe, uite, de ce ai hotărât pentru prețul ăsta, de ce nu ai pus atât și atunci tu să-i oferi, uite, am încercat, am testat și ăstea, pe urmă o să-i spui, o să te întrebe cât de optimizată e pagina și o să-i zici, uite, am făcut, am folosit nu știu ce super copywriter care a mai făcut nu știu câte lansări de produs. E destul de complicat, dar în momentul în care te duci la JV, deja ai un business, deci deja ai un business și vrei să-l extinzi. Cam asta e ideea. Pe de vreo mai trebuie să ne faci securizate sau paroră? Nu, nu are rost. Știi cum e? Omul e atât de inventiv, găsește o metodă să-ți copieze conținutul. Deci nu asta, îți deci se pot sparge orice parolă, zic. Să menționezi și despre blogul tău și despre celelalte produse, eventual și pui niște recomandări, sigur o să mai ai prin cartea ta. Aș fi contra indicat să pun parolă? Nu te ajută cu nimic. Nu te ajută cu nimic. Mă ajută, eu am promovat acum 4-5 ani o carte, în format electronic, pe care am vândut-o. Dă-mi-o mie cu parolă, dă-mi mie cu parolă. Și-a pus parolă, am găsit-o pe DC, dar nu era pusă cu parolă. Persoana, da, ideea era că cine o lua de pe DC nu putea să folosească, pentru că nu avea parola, deci m-a ajutat. Sunt programe care scot orice protecție de la PDF-uri, orice protecție. Nu, e o bătaie de capuri. Nu știu dacă omul respectiv care pune cartea pe DC sau cei care te duc și cumpără cartea de pe DC. Când îți iau cartea de pe DC, nu sunt clienții tăi. Clar nu o să devină niciodată. Pentru că ei atâta știu, se duc acolo, aia e valoarea pe care o iau. Deci un om care îți plătește conținutul are mult mai, cum să zic, o să... Nu mai deschizi la următoarele telefon. Da, și o să fie mult mai mulțumit de conținutul pe care îl oferi și o să ți aprecieze conținutul față de unul care l-a downloadat de pe DC și face un scroll și ai zis, ok, get another call, bla bla bla, ceva. Deci DC-urile legale au trailere obligatorii, au tot felul de chestii și filmele de pe Strong DC și așa, fără nicio protecție, fără nicio chestie. Deci, nu cred că vrei să faci același lucru și cu cartea ta, să ai cei care îți plătesc banii să fie cu parolă și cei care le iau de pe DC să n-aibă parolă. Cred că nu vrei asta. Da, nu, chiar nu are loc. Nu, nu te...